Bun găsit, prieteni! Mă bucur mult să ne revedem. Vorbim astăzi de tranzitul multor planete în Fecioară. Este un tranzit important în acest moment pentru că se formează multe aspecte care au ca generator de energie semnul Fecioarei, prin care acum se află Mercur retrograd, este și Soarele acolo, Mercur va ieși din retrogradare după 15 septembrie. Și rămâne aici în Fecioară, în domiciliu, până pe 4 octombrie. O să intre din 4 octombrie și Luna Neagră în Fecioară pentru 9 luni de zile până în iunie 2024. Și Venus va traversa Fecioara în perioada 8 octombrie-8 noiembrie, acum. Deci este o dinamică mare pe semnul acesta al Fecioarei. Se întâmplă asta în fiecare an, ca Venus, Mercur, Soarele să traverseze în această perioadă, început de toamnă, semnul Fecioarei. Dar nu întotdeauna formează opoziția aceste planete cu Saturn și cu Neptun din Pești. Aceste opoziții cu două planete mari fac ca evenimentele, altfel curente cumva, în perioada aceasta anului, dictate de Fecioară, adică munca, îngrijirea, sănătatea, colectivitatea, aceste evenimente care erau și preocupări care poate ar fi fost de interes, dar cumva în cursul lucrurilor, să devină dintr-o dată foarte importante. Așa că în zilele acestea și până în noiembrie, când și Venus va străbate semnul Fecioarei și va ieși din Fecioară pe 8 noiembrie, până pe 8 noiembrie, aceste energii ale Fecioarei sunt foarte activate și vom vorbi mult de sănătate, probleme legate de colectivitate, de calitatea relațiilor la muncă, de organizarea vieții la muncă. Felul în care colaborăm cu colegii noștri, în special nu cu șefii, cu colegii noștri, pentru a îndeplini sarcinile, dar și de rigorile sau regulamentele de la locul de muncă. Mercur este retrograd până pe 15 septembrie, semn că multe lucruri sunt făcute și desfăcute, gândite, regândite, vorbite și răstălmăcite. Abia după 15 septembrie și până pe 4 octombrie, când Mercur este în tranzit drept, putem decanta și noi și alții. Tot ce s-a spus, tot ce s-a convenit, tot ce s-a propus și discuțiile sunt mai limpezi, mai clare, mai aplicate și în jurul ideii de utilitate, de necesitate. Deci abia a doua jumătate a lunii septembrie ne clarifică în legătură cu toate aceste tendințe, vești și informații pe care le primim. Se întâmplă însă un lucru deosebit. Planetele care intră în Fecioară se află în opoziție cu Saturn și Neptun. Saturn este organizatorul, ordonatorul, dar și autoritatea, care, fiind prezent în Pești, un semn al dizolvării, indică faptul că tot ce înseamnă autoritate sau instituție coordonatoare trece printr-o perioadă de contestare a autorității sau de disoluție sau de dizolvare și asta durează până, începând din martie, aprilie anul acesta, va dura până în martie 2026. Deci este o perioadă lungă în care noi toți, toată omenirea, trece prin această provocare de a pune în discuție noile forme de autoritate. Noile forme de autoritate și chiar de organizare, dacă vreți, socială sau comunitară. Deocamdată, când planetele trec prin Pești, este o perioadă de confuzie, de incertitudine, de neclaritate, de încercări diverse, de formule diverse, dar nu ceva definitiv. Și e de durată. Apoi Neptun, care aduce în plus dispute, discuții, neclaritate, ambiguitate. Deci tot ce ține de autoritate sau de reguli și norme mari care guvernează societatea și omenirea trec acum printr-o perioadă foarte dificilă în care ele nu-și găsesc o formulă nouă, nici cea veche nu mai este valabilă și se trece printr-o perioadă de încercări, de testări și de tranziție. Ei bine, aceste planete din Fecioară, Fecioara fiind foarte riguroasă și având nevoie de formule, de rutine, de reguli, căutând aceste rutine și reguli practice și utile, indică faptul că
Toată perioada este plină de confuzie. Ne căutăm noile rutine, ne căutăm noile reguli, dar nu le găsim. Încercăm să stabilim cu autoritate unele formule, dar ele nu stau în picioare, nu sunt probate de viață. Pe de altă parte, planetele din Fecioare sunt foarte bine susținute de Jupiter și de Uranus din Taur. Amândouă planetele sunt inovative. Deci ni se cer, sau calea cea bună, ar fi găsirea unor noi formule, nu repetarea vechilor formule. Și formule foarte practice, probate pas cu pas, văzut foarte clar și foarte rațional dacă ele sunt valabile, dacă ele rezistă în fața probei realității. Deci numai un simț foarte practic, realist și onest poate găsi soluții în aceste vremuri, în aceste timpuri, până în noiembrie. Vocea tuturor este importantă în acest moment. Și tocmai de aceea, cu Mercurul acesta retrograd până pe 15 septembrie în Fecioară și apoi direct până pe 4 octombrie în Fecioară, cu un Mercur foarte puternic în domiciliu, deci cu o minte extraordinar de puternică, care ne ajută să comparăm, ne ajută să evaluăm, ne ajută să privim critic, ne ajută să aducem probe, date, informații, cifre, să ne informăm, să investigăm. Foarte deștept acest Mercur în Fecioară, în probleme practice de zi cu zi. Nu răspunde la marile întrebări filozofice ale Universului, pentru că nu de asta se ocupă Fecioara, ci la necesitățile de zi cu zi. Aici trebuie să avem o minte foarte practică. Și chiar dacă planetele mari, Saturn și Neptun, și chiar Uranus din Capricorn, semnal autorității, vizează niște reguli pentru toată lumea, și aceasta este tendința, da, planetele mici din Fecioară, Boturuga Mică, spune să probăm pas cu pas să vedem dacă funcționează, să vedem dacă se verifică, să vedem dacă este adevăr aici, să vedem dacă e util pentru viață, dacă se susține viața, să vedem dacă este bine pentru toată lumea la scară largă. Și această prezență de spirit, aceste întrebări pertinente, această nevoie de răspunsuri, care stă în picioare, stă vertical, indiferent de situație, este cea salvatoare. Cel puțin asta spune trigonul pe care Mercur și apoi Venus îl formează cu Jupiter și cu Uranus. Deci să nu ne abatem, mai ales când se aduce totul la general. Totul se încearcă să se extindă la scară globală, la scară mare. Soluția este să o luăm practic pătrățică cu pătrățică. Se probează aici, este bine aici, efectul este potrivit, de durată, constructiv, pozitiv. Măsura care este luată susține viața. Și asta și la nivel individual, cât și la nivel colectiv, indiferent ce vrem să organizăm, ordonăm sau să decidem în viața noastră. Deci, pe de o parte, o opoziție a planetelor din Fecioară, Soare, Mercur, Lună Neagră și Venus în următoarele săptămâni cu Saturn și cu Neptun, cu autoritate care este în schimbare, se repoziționează sau își caută poziția, deocamdată n-are niciuna, o autoritate care poate fi intrat în disoluție, contestată sau nu se ține cont de ea. Pe de altă parte, un spirit foarte pragmatic, chef de treabă, implicarea tuturor, atât în treburile personale pe care le avem de rezolvat, deci să ne pese și să ne fie capul acolo unde avem lucruri de rezolvat, perspicacitate, să ne prindem repede în legătură cu aspecte diverse care necesită atenție, să facem investigații și să punem întrebări pertinente și chiar incomode. Odată cu intrarea lui Venus în Fecioară, lucrurile se mai calmează. Asta se întâmplă din octombrie, din 8 octombrie până pe 8 noiembrie. Intră, practic, odată cu Luna Neagră în Fecioară. Luna Neagră, pentru 9 luni de zile, aduce o preocupare pentru viața de zi cu zi, rutina zilnică. Atunci când apare Luna Neagră într-un semn, activează disconfortul și sentimentul că ne lipsește ceva, că nu-i suficient, că trebuie să faci mai mult.
Și toată lumea va avea acest sentiment din octombrie, că e răspunzător pentru starea sa de bine, pentru calitatea vieții sale, pentru felul în care se simte în mediul său, în pătrățica sa. Și că trebuie să gândească fiecare cu capul său. Asta se activează de fapt de acum, nu neapărat așteptăm luna octombrie, dar din luna octombrie este un trend cumva mai cuprinzător, mai persistent decât un tranzit al lui Mercur, de exemplu, sau al lui Venus. Și vom simți nevoia ca, indiferent care sunt contextele și condițiile pe care le trăim, vremea, vremurile, trendurile, modele, să facem noi mai mult pentru viața noastră și cu cei cu care putem colabora pe lângă noi și alții cu noi de asemenea, dacă pot colabora. Dar noi, în primul rând, să facem mai mult pentru viața noastră. Sunt săptămâni acum de hărnicie, de atenție, de vigilență, de perspicacitate, mobilitate și mentală, dar și fizică. Putem rezolva foarte multe lucruri dacă ne este capul la treabă și la ce avem de făcut, dacă nu ne descurajăm, dacă avem curajul să investigăm, să privim adevărul în față, să ne uităm acolo unde doare, pentru că fecioare și semn al vindecării, deci acolo unde doare, unde e rană, unde e bubă, unde este traumă, acolo unde sunt subiecte care nu ne plac, să ne uităm acolo la ele, dar cu o minte lucidă, nu cu o minte emoțională, cu o minte lucidă, perspicace, cu un bisturiu mental, punând întrebările pertinente și incomode și confruntând eventual răspunsurile mai puțin pertinente și foarte comode cu realitatea pe care o trăim. Glasul tuturor contează. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte această perioadă ce aduce. Imediat să facem și setările. Pentru berbeci, multe hărnicii, o hărnicie care poate să le aducă bani. Se mobilizează foarte bine, până pe 15, Mercur fiind retrograd, gândesc și compară. După 15 se decantează toate informațiile și știu și cu cine colaborează și cu cine nu mai colaborează și își pot organiza bucătăria de lucru foarte bine. Sunt foarte eficienți și foarte practici. Au șanse să câștige bani în urma acestei foarte bune organizări sau descoperă niște erori, greșeli pe care le corectează din timp și în acte pot fi și le corectează din timp și se acoperă bine cumva ca să poată desfășura activitatea mai departe. Știu bine ce vor și dacă au întâmpinat dificultăți, ele se pot rezolva în acest moment și muncesc cu drag octombrie-noiembrie. Lucrurile se derulează bine și asta le dă curaj și încredere. Trebuie să fie totuși atenți la acte, acte profesionale, autorizația vize, acte de funcționare, locul în care lucrează să fie potrivit pentru ei, atenție și la igienă, dar și la aspecte legislative sau administrative, dacă ceva nu e în ordine, au multe lucruri de reparat și multe lucruri de organizat și de ordonat practic. Și dacă nu dau în spate și pun mâna la lucru, poate chiar cu mâna lor făcând lucruri, ies mai bine la socoteală și cu banii decât dacă ar plăti pe cineva sau dacă ar lăsa pe cineva singur să le facă treaba fără să vegheze. Deci implicarea și spiritul practic este de succes pentru berbeci în acest moment. Nu le e capul decât la muncă. Din octombrie o să fie un pic mai atent și la relații personale, la colaborări, mai ales dacă unele situații se repetă, dar dacă au învățat lecția de rând trecut, vor ști să aplice acum și ies foarte ușor din diverse capcane relaționale. Pentru tauri, perioada este aducătoare de creativitate. Unii se pot întoarce la o iubire din tâi. În general vorbim de muncă în aceste săptămâni. La tauri, munca e legată de iubire și de libertate. Pe de o parte, în profesie, au nevoie să fie lăsați să creeze sau vor să dezvolte o activitate unde se simt liber să creeze. Poate fi o altă activitate decât cea principală. Sau vin cu idei originale la locul de muncă și iau pe mâna lor, dezvoltă ei sau inovează ei ceva. În iubire, abordează foarte profesionist iubirea.
fac analize, fac investigații, pun întrebări, observă, cercetează, li se ridică niște întrebări din lucrurile pe care le constată și le observă. Sunt foarte preocupați de ideea aceasta de libertate, inclusiv în iubire, în sensul de a se simți în largul lor și dezinvolți alături de persoana iubită sau de anturajul persoanei iubite, pentru cei care sunt în relație. În plus, cu luna neagră instalată în Fecioară pentru 9 luni de zile, deci din octombrie până în iunie 2024, mulți tauri își pot pune problema copiilor. Unii că nu-i au, alții că iau dacă nu se pricep să fie părinți și trebuie să îmbunătățească lucrul ăsta. Alții, pentru că le-au plecat copiii din cuib, ce mai fac ei dincolo de sarcinile pe care le-au avut până acum de a crește copiii și se reinventează și descoperă activități noi. Alți tauri în legătură cu sentimentele lor au această lună neagră din această toamnă care îi face lacom de iubire, cu o nevoie mai mare de iubire și o iubire pe care și-o traduc în special prin ajutor, servicii și atenții, nu cadouri, gesturi atente față de ei. Dar cel mai important, așa cum spuneam, este că vor să se simte în largul lor dezinvolți, nu contractați lângă o persoană. Pentru gemeni, e o perioadă care îi ajută să-și reorganizeze toată viața și chiar prioritățile. Criteriul este sentimentul de siguranță. Dacă până acum poate erau ambițioși și doreau să însemne ceva, să fie cineva, trec printr-o perioadă în care își dau seama că funcțiile nu le țin de cald și nu sunt pe vecie. În schimb, familia sau persoanele apropiate sau lucrurile pe care ei sunt siguri și pe care și le-au făcut cu mâna lor, propriile lor înzestrări, talente și abilități, acestea sunt sigure. Și fie devin mai preocupați de calitatea vieții, de sănătate, de cămin, relațiile de familie, de îngrijire personală, fie caută. Dacă le au, le conservă. Dacă nu le au, le caută. Și devine o căutare care începe din această toamnă până în vara anului următor. În raporturile lor cu autoritatea sau locul locul lor de muncă și funcția pe care o au, opoziția cu Saturn acestor planete ce traversează Fecioara indică faptul că poate nu le mai place atât de mult să fie în frunte sau nu-și mai doresc să ajungă în frunte, pentru că am spus că puterea este în disoluție și cumva își pierd interesul sau cheful sau costă prea mult și își dau seama că nu le ține de cald o funcție mai mare și chiar cu bani mai mulți, n-au niciun tranzit foarte valoros în zona banilor. Și au tendința de a pune preț mai mult pe liniște și pe confort și de a face bani într-un mod mai inteligent, cu mai puțină muncă și cu investiții mult mai inteligente. Pentru raci, perioada aceasta de investigație este una foarte pronunțată în cazul racilor. Au multe acte de care se ocupă în acest moment și după 15 septembrie diverse avize sau autorizații de care aveau nevoie le pot obține mai ușor. În tot cazul, au șansa ca până pe 15 să ajute pe cineva să se răzgândească pentru a le da ajutorul mai târziu. Așa că se poartă multe discuții până pe 15 și e bine să insiste, să o ia pe ocolite, să abordeze pe mai multe căi, o discuție, o temă sau o persoană, pentru că până la urmă există șanse să cedeze la argumente. Apoi să nu se mulțumească cu un prim răspuns sau un diagnostic sau o informare și să caute în mai multe surse, să cerceteze și ei acolo unde lucrurile nu sunt foarte limpezi, nu sunt foarte clare sau sunt nemulțumiți de răspuns. Din 8 octombrie, când Venus intră în Fecioară, lucrurile încep să se lege și toate ușile pe care le-au bătut, la care au bătut, se pot deschide. Informațiile pe care le-au așteptat sosesc, întrebările pe care le-au pus își găsesc dezlegare acum. Așa că e o perioadă în care colectează foarte multe informații după 8 octombrie, foarte bune și chiar întâlniri bune, sfaturi bune, îndrumări foarte bune de care au parte. Intră într-o perioadă din această toamnă până în vara anului următor, foarte valoroasă pentru tot ce înseamnă cunoaștere practică. Fie că fac un curs, fie că învață ei și se dibăcesc
se exersează în anumite ocupații, anumite activități, fie chiar urmează un curs foarte serios. Important este că se vor pricepe la lucrurile pe care le învață. Mai mult decât atât, contestă chiar cuvântul altora care nu este susținut de probe, de documente sau de practică. Pentru lei, perioada aceasta aduce o preocupare foarte mare legată de bani, de activitate și de bani. E o perioadă bună pentru lei. Până pe 15 septembrie, Mercur retrograd îi ajută să corecteze diverse acțiuni pe care le-au făcut și care poate nu au rezultatul scontat, mai ales financiar. Și reevaluează, recalculează, schimbă lucrurile, modelează felul în care lucrează, cerințele pe care le au de la ei. Ceva n-au evaluat bine, de aceea nu dă rezultate și la o analiză mai atentă vor ști să facă corecțiile pentru a nu pierde bani. Aceste evaluări pot avea legătură și cu un proiect nou, personal, pe care ei îl încep, sau o activitate nouă, un loc nou de muncă sau calitatea relației cu șefii sau autoritățile. Și aici este foarte mult loc de negocieri, trebuie să evalueze dacă le convine sau nu le convine o anumită situație. Dacă vor să obțină ceea ce își doresc, atunci trebuie să fie mult mai diplomați și mai flexibili. Și e foarte probabil să reușească. Se pot mulțumi cu sume mai mici de bani, dar constante. Asta după 8 octombrie ajung la concluzia că poate o perioadă nu e rău nici să fie mai puțin, dacă este consecvent câștigul. În plus, opoziția cu aceste planete mari, Saturn și Neptun, în zona pierderii, trebuie să-și asume niște pierderi pentru siguranță și coerență financiară. Poate renunță la un proiect cu mari ambiții și preferă să facă ceva mai mic și cu rezultate imediate. Pentru Fecioare, perioada aceasta a Fecioarei le ajută să se autoanalizeze și să se analizeze din perspectiva intereselor reale pe care Fecioarele le au în acest moment. Care sunt acelea? În general, doresc să se afirme, doresc recunoaștere, doresc să progreseze. Și rămâne de văzut dacă căile pe care le-au ales pentru a se promova și a se realiza sunt cele potrivite, dacă nu, cumva trebuie să schimbe viziunea, să schimbe direcția, sensul de mers. Să zicem că lucrau într-o instituție pentru că aveau anumite criterii profesionale. Dacă aceste criterii se schimbă, atunci și alte instituții se califică să lucreze în cadrul lor. Apoi trebuie să-și evalueze eforturile pentru anumite activități intelectuale, dar de pe urma cărora pot rezulta beneficii financiare. Titluri, examene, o muncă intelectuală, dar care este plătită. Că sunt articole, că sunt diverse alte lucrări pe care le fac și care pot avea succes. Au nevoie pentru asta să se mobilizeze și să știe limpede de ce fac lucrurile acestea. Ce doresc să obțină? Dacă nu le este clar ce doresc să obțină, nu se pot mobiliza. Au nevoie acum de o perspectivă chiar mai largă asupra lucrurilor pentru a putea da tot ce au mai bun. Se autoevaluează cu foarte multă luciditate dacă fac, de ce fac, dacă nu fac, ce le determină să nu facă sau ce le oprește să nu facă. Și își vor da foarte multe răspunsuri în legătură cu propria persoană. Pentru balanțe, este o perioadă în care se analizează eșecurile sau contextele de mediu pe care le trăiesc. Cumva, fie erorile lor și mai ales cum de-au intrat în anumite contexte, fie pur și simplu sunt cu ochii pe cei în jurul lor. Par să nu se implice prea mult. Calculează totul și gândesc totul și observă totul la rece. Și așa e corect acum. Sunt foarte pregătite pentru asta, pentru că au un mental foarte bun balanțele și foarte bine organizat. Așa că au multe analize de făcut, fie la nivel profesional, legate de mediu, cum se lucrează, în ce ritm, cu cine, fiecare ce calificări are, cât se străduiește fiecare,
ce numitor comun există în echipă, ce animă pe oameni, ce îi sperie pe oameni, când sunt oamenii coezivi, când sunt disipați. Stau mult și se gândesc la contextul în care ei trăiesc, mai ales contextul uman. Și toate aceste gânduri ajută balanțele să, în timp, octombrie, noiembrie, să tragă o concluzie. Deocamdată înțeleg mai mult care sunt fisurile în sistem, de ce nu funcționează lucrurile. Apoi, a doua temă activată la balanță este sănătatea. Și Mercur retrograd până pe 15 le atrage atenția să nu tragă concluzii greșite, să nu se rezume la o singură analiză, să facă cercetări mai ample, să abordeze holist o problemă de sănătate, să aibă răbdare, să aleagă calea mai sigură, dar mai, pe timp mai lung și mai blândă. Pentru Scorpion este foarte activată zona popularității, colectivității și a relațiilor publice, dar și a dezvolturii sociale. Mercur este retrograd până pe 15, de aceea scorpionii pot analiza multe situații în care poate social n-au fost la înălțime sau puteau să fie mai bine, poate urechile le vor auzi și niște bârfe, dar până între 15 octombrie și între 15 septembrie și 4 octombrie pot corecta, pot înțelege cauzele unei astfel de situații, de ce unii bârfez, de ce alții îi iubesc, iar alții nu, ce au făcut ei să provoace aceste reacții și să le corecteze. Din 8 octombrie, pentru că Venus intră aici, în zona popularității, se pot bucura de apreciere, de îngăduință, de toleranță și chiar de iubire. Cei care sunt singuri se pot bucura de multă iubire. Rămâne de văzut dacă este o iubire care rezistă în timp. Nu e imposibil. Asta dacă ei au niște criterii clare și dacă pun problema foarte serios încă de la început. Așa face un Venus în Fecioară, își cere să pui problema foarte serios încă de la început. Apoi este vorba de lucrurile grozave pe care vor să le realizeze, să le facă, care pot avea ecou în comunitatea în care ei trăiesc. Poate că trec printr-o perioadă în care vor să se evidențieze. Luna neagră intră și ea din această toamnă aici până în vara anului următor și nevoia de popularitate, de apreciere colectivă este foarte puternică la scorpioni și vor vedea în mod real cât sunt de plăcuți de ceilalți și de ce, pentru ce calități și cât se străduiesc ei să aducă la suprafață calitățile lor cele mai frumoase. Pentru săgetători, relevanța, munca, importanța și respectabilitatea sunt subliniate în acest moment și vor într-adevăr recunoaștere, dar pe merit. Adică să le fie apreciate acele calități profesionale prin care ei dovedesc că fără ei nu se poate, că experiența lor este binevenită și că este ascultată. Pot exista confruntări cu autoritățile pe care săgetătorii le consideră mai slab pregătite, șefii lor mai slab pregătiți sau mai incoerenți, neglijenți, fără experiență și au foarte multe lucruri de spus. Dispun de dar pedagogic și de arta de a ști să explice lucrurile. Nu prea au răbdare pentru asta. Dar miza este atât de mare să se facă treaba bine, încât poate că își vor găsi răbdarea să explice lucrurile și au nevoie și să aducă argumente concrete prin cifre, date, manuale, tehnologii noi care apar și care pot verifica anumite informații sau pot experimenta. Venus din 8 octombrie intră în zona carierei și stă aici o lună de zile, îi ajută să își repare relația cu autoritățile sau ei să fie văzuți ca autoritate în materie, chiar dacă nu au funcție. Cu luna neagră aici, până în vara anului următor, începând din această toamnă, rămâne de văzut dacă ei își asumă responsabilități mai mari, acelea care li se dau pentru a rezolva lucrurile sau dacă le refuză pentru a avea o viață confortabilă. Pentru Capricorn,
Eforturile date de Zodia Fecioarei țin mai mult de procese de înțelegere și comunicare. Au nevoie în această perioadă să fie mai atenți la ce li se spune, să pună mai multe întrebări, să se grăbească să tragă concluzii sau să condamne ori să critice. Poate că lucrurile nu merg, dar e mai important decât să punctezi ceva ce nu merge, ce cam vede orice om. Să înțelegi de ce nu merge, să vezi cum pot fi corectate astfel încât lucrurile să meargă. Dialogul e foarte important și pentru un dialog e nevoie să existe 4 urechi deschise. Tocmai de aceea au un test în această toamnă și din această toamnă de a asculta cu mai multă atenție ce au ceilalți de spus, de a înțelege ce mesaje li se transmit și prin vorbe, dar și prin atitudine și prin gesturi, nu doar prin cuvinte. În plus, sunt tot felul de provocări profesionale și propuneri profesionale care par tentante, dar care poate îi pun prea mult pe drumuri, drumuri geografice, călătorii sau drumuri mentale, informare suplimentară, cercetare și analize. Unii capricori sunt obosiți de atâtea cercetări, analize și studii și unii vor spune pas, nu acceptă propunerile, chiar dacă ele sunt foarte onorante. De a participa la congrese, conferințe, întâlniri, ședințe sau de a-și oferi serviciile în anumite contexte. Alții poate că încă mai au chef în anumite condiții pe care le discută. Pentru vărsători este o perioadă în care Fecioara îi invită la muncă, dar la o muncă bine gândită și nu singuri. Se pune foarte mare preț pe calitatea colaboratorilor lor, abilitățile lor, priceperea lor. De aceste persoane depind și de micile servicii pe care aceste persoane le fac, depind poate planuri mari ale vărsătorilor și chiar bani. Deci important este să se sprijine pe oameni care au calități, dar care poate nu sunt foarte băgați în seamă, să ia alături de ei, să îi încurajeze, să găsească un crez comun pentru care să lucreze și să facă echipă împreună cu acești oameni. Pe de altă parte, e o perioadă în care planetele mari spun că pot câștiga bani sau pot începe niște proiecte de pe urma cărora să câștige timp îndelungat bani, dacă acum fac niște lucruri mici, pentru care însă trebuie să se mobilizeze, să fie atenți, să le fie capul acolo tot timpul, o perioadă, să fie foarte concentrați pe ce au de făcut și să fie atenți la detalii. Dacă se mobilizează și sunt cu adevărat riguroși și sârguincioși și consecvenți, eforturile mici de acum poate să le aducă mari câștiguri mai târziu. Mai ales disciplina și orarul sunt importante. Poate nu găsesc formula de la început, dar au timp în septembrie, octombrie și noiembrie să-și găsească această disciplină împreună cu alții cu care fac echipă. Pentru pești, perioada este foarte bună pentru a-și sublinia calitățile, pentru în exterior, pentru a înțelege ce din trăsăturile lor funcționează și merge în prezent, în actuala lume. Pot discuta foarte mult despre cerințele lor și exigențele lor, ce au nevoie ca să poată să-și facă treaba. Trebuie să învețe să se propage, să se arate în lume prin lucrurile bune pe care știu și le fac. Luna neagră, intrând în Fecioară din această toamnă și până în vara anului următor, le atrage atenția că poate sunt deficitari la acest capitol sau se pot confrunta, în ciuda lucrurilor bune pe care le fac și le arată, se pot confrunta cu circumspecție, cu reticența celorlalți, neîncredere, de fii mare chiar. Și vor avea sentimentul că trag mult ca să-i convingă pe alții cât de buni sunt ei. Unii pești vor renunța și vor face lucrurile doar pentru că așa simt și pentru că ei sunt convinși că este calea bună și calea care îi onorează. Nu mai așteptă nimic de la cei din jur. Alții își vor bate capul. Cum să schimbe părerile celor din jur despre ei. Mulți pești pot fi nemulțumiți de performanțele lor. Ultra-exigența sau supra-exigența poate fi păguboasă în cazul lor. Au nevoie de aceea și poate că întâlnesc în octombrie și noiembrie persoane care să le mai pună frână în a se biciui, în a-și cere prea mult.
Luna octombrie este o lună bună și datorită acestor întâlniri cu persoane care încurajează și susțin, dar și pentru că trec printr-o zonă în care poate o eventuală imagine defectuoasă de sine este corectată și își onorează mai mult calitățile, abilitățile și sunt mai blânzi cu defectele lor, reușind astfel, una peste alta, să se mobilizeze mai bine și să muncească cu mai mult sârg, pentru că rezultatele vin. Să ne fie bine tuturor!